Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai jucăm puțin Black Mesa, că de ce nu? Astea sunt gloanții? Sau? No, nu sunt gloanții. Ok, văd că ceva îl trage pe la pe tavan. Eu nu mai știu pe unde am venit, sincer să fiu. Cred că am venit cu liftul ăsta. De ce bloca drumul ăsta? Aha. Hai în partea asta să văd ce. Înfundat sau tot pe acolo ajung? Pe aici pare a fi ceva gaz. Mult ce am prins pe ăștia. Ok, ceva gloanțe văd că am găsit. Le armură. Pot să merg pe aici? Aha, deci tot pe acolo trebuia să merg. Ok. Sau... da, tot pe aici. Să ne întoarce acum, văd că pe aici este și ceva fum. Dar niciun bai. Am văzut că vă place joculetele astea, așa că... mai filmăm. E că totuși primul episod a rupt efectiv 1700 vizualizări. Bine, cred că la a fost mai mult și cu ceva clickbait, dar nu-i bai. Și acum se deschide ușa pe aici, băgam și picioarele. Ai o cutie de Fanta. Ok, a picat undeva prin tavan. Ia de aici un televizor plasma ultra 4K. Și n-avem nevoie. Bun, să ne căpă acolo, dar nu-i bai, deschide ușa. Să intrăm pe geam atunci. Tot așa, când mă jucam Killing Floor, eu cu Dani și cu Bogdan făceam așa, când era să intrăm pe un geam, eram ceva de genul, se sparge geamul! N-a fost o idee bună. Se sparge geamul din nou! Da, erau faze la Satana Cartoons cu se sparge geamul și ne-a rămas nouă, deja așa mai geam. Ce-am spart monitorul ăla, hai! Monitor cu tub, cine n-ai mai... nici eu nu mai am așa ceva. Ia mă, pot să sparg unitatea asta? A, nu pot să sparg ca pe Office, mă rog. Păi și pe aici nu-i nimic? Am venit degeaba? Chiar că sunt un raf de acolo, dar nimă torță de asta, de când n-am mai folosit. Acolo să stați. Hey, hey, over here. One of these little buggers latched onto my buddy. Hai mai repede, Barney, sau cum te-o chema. Și-l mănâncă? Aș. În caz de orice. Trebuie să cobor pe acolo. Și asta nu se deschide. Hai pe aici. A, era și scară. Dar evident eu nu o văd. Sunt chiorete, se pare. Și-a văd că nu-i nimic.
top, așa. Armură puțină. Și cam atâta se pare. Și trebuie să mă duc înapoi sau? O, uite o valvă. No? Trebuie să merg pe acolo, dar văd că nu e nicio clanță. Hai, dar înapoi. Și asta nu pot deschid, trebuie să mă întorc. Geamul ăsta nu pot să intru. Hai pe aici. Ok, am mai găsit niște glanțe, mai sparge un monitor. Să merg pe aici. He, tot pe aici a fost nevoie să mergem. Ce rangă i-am dat la headcrab-ul ăla. Deci vreau și eu un headcrab de ăsta e companie. Mai știi când îți trebuie unul. Ți-l pui pe cap și sperii oamenii pe stradă cu el. Sunt cansat, deci știu. Deci tu armura acolo și nu pot să o iau, fac. Ok, s-a rupt tavanul. N-am fost pe aici? Ba, pe aici am venit. Se sparge geamul! Ăsta zace mort? Zace mort. Bă, e destul de bine realizat tipul. Televizor cu tub, parcă am avut și eu de-asta. Numai că era Samsung. Era Samsung. Dăm cu aia și monitorul cu tub. O tastatură de-aia din anii 75. Am făcut niște vorbe, nici eu nu le înțeleg. Du-te dracu! Animal prost! Deci trebuie să mă duc pe aici, ok. Aha, uite aici armura aia. Bun, 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 și gloanțe de pistol. Oh, numai bine așa. 150 de gloanțe ne doare la brișcă. Au. Nu o să trag în headcrab. Am scăpat. Tot pe aici am ajuns. Nu pot să iau o cutie cu mine. Manită l-ai. Te gloanțe trebuie să-i dau ca să-l omor. Al dracu de headcrab. Ok, presim că pe aici ne mai găsim careva, cred. Și-o cu-i frumos ce-i drept, dar... Na. Totuși e cam lung. I heard screams up ahead. Ce-mi place cum au făcut ăștia să semne ținta cu cea din Half-Life 1. Ce tablou ăsta de aici? Că nu pot să-l sparg, ăsta e un ceas. Mai și pești cam atât, se sparge geamul. I-a tras pe amândoi, bă. Da, s-a ales praful de aia. Holy shit. That thing tore them to pieces. I don't think we should stick around. Ah, căcat.
Ăștia să-i dracu rău, ce știți voi? Se sparge geamul iarăși. Dar în Half-Life 2 ăștia sunt prieteni, nu sunt inamici. Let me get out of your way. Mă, cum să-i prind foc acolo. Ușa asta nu se deschide. Stay back. Take her. It's not my time. Don't worry, he's human. If you're trying to escape, I'm coming with you. I'm not so sure we should go to the surface. What if the world finds out what we're doing down here? Suit yourself, Clifford. All right, which way out of here? Să se iau pe ăștia cu mine. Really? I'm going to wait for a more commodious rescue squad. Ok, nici n-au luat-o pe muierea asta cu mine. Și acum ce parte o trebuie să merg? The army will accept anyone nowadays. Iată aici ăsta, test managerul. Ce-a văd că am fost, nu-i nimic, ușile astea nu se deschid. Adio cărți. Așa, aruncăm ăla pe geam. Păi și pe unde ar trebui să... Uite pe aici. Așa. Dăm cu chipsurile, nu merge? Păi că nu merge să le iau. I just overheard a secure access transmission. Soldiers have arrived. They're coming to rescue us. Da, m-am înțeles. Bun, am mai luat-o pe muiere cu mine, e ok. Să mă uit și la ceas. Hai că mai băgăm până la următorul load din screen și după aia încheiem. Nu vreau să iasă videoclipurile prea lungi. Filmez și eu mai multe ca să postez mai des. Să am timp să fac și live după aia. Pe masa, apropo, ați zis că e mai răcoare. Sper să pot face live, da, bine. Dacă va fi răcoreați, probabil că live-ul deja a fost făcut, dar mă rog. Get your breath yet? N-a omorât-o pe aia. Văd că nu. E, măcar am un revolver. Pot să pun click dreapta? Mișto. I'll watch your back. Animal prost. Femeia e unde? Vino cu amai tanti. Lead the way, Gordon. Hai cu eu pe asta cu mine, nu știu ce o putea face asta, dar e ok. Still doing down here. Get topside. I hear troops are coming in to save us. Vece ce-i găsi?
că nu s-a întâmplat nimic important pe aici. Auză mesaj aici. Ara, dracu de WhatsApp. Mă încurs să intru pe grupuri, că n-am ce face. Aia, bă, serios, te-ai blocat acum, joculete prost. Erau pe aici. Pe aici nu poți să te schid. Se sparge geamul. Poate pe ăștia ce zac aici morți. HP, vă rog frumos, îmi puteți da și mie? Hai că v-am rugat frumos, duceți-vă dracu. Acolo rămâi. Măi, femeie, o să-mi lipsești. Ce nume să-i dăm ăstea? Lăsați-mi un comentariu. Văd că ăștia mor mai greu. Au armură de la soldați, probabil, și de-aia. Gloanțe. Dă-mi HP-ul, dar nu cred că mai ajunge ăsta să... Ba, cred că mai ajunge. La fix. Acum am și gloanțe de asta. Hai că am găsit alta. No safe haven from these abominations. Aoleu, e unul mare. Da, greu mai moare asta. HP. Înseamnă că trebuie să mă duc prin burlanul ăsta de aici. Știi ceva? Asta se transformă. Așa. Nu mi-a plăcut de tipa asta. Prefer brunetele. Mă, trebuie să iau valva aia de acolo? Bă, cred că-s cam dubitoc că-mi strig gloanțele. Nu știu cum să zic. Ok, mergem pe aici. Și acum... Păi și acum încotro? Aaa, trebuie să vină bucățile astea, e carne, am înțeles. Unde era valva aia de pe jos? Uite-o. Bă, că nu pot să alerg cu asta.
Așa. Ce mișcă melcul ăla. Stai, pe unde vine? Încă un pic mai trebuie. Hai că e la fix. Ok, hai să facem și pe aici, așteptăm următorul loading screen și închem, că nu, deja mi-a ajuns. Hai că aproape la fix a fost. Da, e ok, e ok. Ok, cădem acum într-o gaură. Mare reci uscate, găuri văd, bag în toate, sau cum zicea Ezio. Bă, dar nu vezi nimic pe aici. Sinistru. Nu știu de-am vrut să zic asta. Gândaș, nu pot să-i calc. Să-i lovesc cu ranga, văd că nu pot. Nu se întâmplă nimic dacă mici de asta. Ok, a fost o conductă de gaze. El de headcrab. Dar-s cancerul de tot headcrab-ul ăștia să moară Gibilan. Bă, îmi plac umbrele cum au fost făcute în jocul ăsta, sunt foarte realistice. Și ținta văd că au făcut-o cum era în Half-Life 1. Hai mă, odată, du-te mai repede. De aici. Și acum trebuie să vină și femeia. Fă, vină încoa. Lead the way, Freeman. Ok, I'm ready. Am o dată, nu vine un loading screen. Let me take care of that wound for you. Excuse me. Haide, veniți toți cu mine. Haideți armata mea. Aim for the carapace. O venit ăsta așa intrată. Pardon me, Gordon. There's no way I can make that jump across that shaft. I failed physical education. Okay, ce-a jos am fost. Glanțe, ăla-i. Nu prea le-ai stricat pe cele pentru revolver și de-aia. Ma, ce-am prins ăsta? O să cadă. Cum vrea asta să-l salvezi? Cum faci cu pistolul? S-a adus dracu. Ok, du-te. Op. Serios, mă, m-am buguit. Ok. Hai că m-am buguit aici. Bă, încheiem aici că nu mai aveți ce face că ne-am buguit. Deci o să continuăm data viitoare. Eu vă urez o zi frumoasă tuturor. Sper să nu mai aveți călduri ca ieri de 40 ceva de grade la umbră. Și cam atât. V-am salutat. Ciao, les.